Salut, eu sunt Serghei, iar ăsta e primul episod dintr-un vlog care sper să aibă mai mult de un episod. Iar în primul episod din vlogul care sper să aibă mai mult de un episod, plecăm în turneu azi. Salut, Mihai! Salut! Ce faci? A, noroc! M-am apucat de vlogging și... Ce, el e Mihai, e domnul care o să aibă grijă de noi zilele astea. Mai mult sau mai puțin. Dacă pune poza la mine... Da, exact. E, asta e. Și acum mergem să o luăm pe Anisia. Anisia, dragă, mi-am ajuns. Bine. Pa, pa. Da. O așteptăm pe Anisia, care, fiind femeie, natural, se lasă așteptată. O așteptăm în continuare pe Anisia, care se lasă și mai mult așteptată și pentru că... să ne pun niște bărbi. Da, cu niște bărbi de alea albi. După 40 de ani. E, doar 10 minute, dar e suficient. O așteptăm în continuare. Gata! Vine! Anisia? A, dar ți-ai cumpărat camere? Da. E nouă, da. Un fel de două feluri. Fă cu mâna, ăsta e... Că, da, fă, poți să apari și cu decolteul ca să crească totuși vizualizările okay. la vlog. Și am plecat la drum acum, nu? Am plecat la drum, da. Gata. Ah, ok, ok, scuze, nu avem... Bine. Gata, e pe video. Mam, prima dată ce? E prima oară săptămâna asta că mâncăm, nu? Am ajuns. Am ajuns? Am ajuns. Hai să ne luăm sculele.
băi, să nu iau toate. Bună ziua! Asta e recepția? Toți noi suntem pe recepție. Ok, ok. Avem o rezervare pe Serghei și Anisia. Da, dați-mi vei să facem. Ok, mulțumesc frumos. După aia se plângea că nu ajută nimeni și... Nu fugiți cu aia. Vă prind! Sigur. Cum se zăpare, Anisia? Bă, foarte mișto camera. Da, baia! Baia e mai mișto, nu? Ia uite! Da. Adevărul, eu cam hai să... Ia uite! Facem cumva, facem cu rândul, când dormi tu în baie, când dormi eu și... Da. Foarte frumos. Anisia, două vorbi înainte de show. Ce să mai zic, nu mai zic nimic, ai mai cat. Ia frumoasă, pe rând. Ia uite! Asta e warm-up-ul pentru stand-up. Frumos la câmpul lung. Țiganii tăi poate ca și mă scrieți că dar nu dai foarte frumos. Dimineața părăcoare. Eu mă dau cu nașa mare. Nasul în soare. Ar trebui să coborăm la micul dejun, care de fapt e prânz, pentru că ar trebui să ne cazăm, pentru că e 12 deja, așa, pe destul timp. Ca orice moldovean care nu se spală, și un moldovean foarte strângător, îmi iau tot timpul săpunul cu mine, pe care nu-l folosesc. Dar le iau cu mine pentru că s-ar putea să-l folosesc altădată. Nu pot, îl vând. Ca orice moldoveancă care se respectă, fură săpunul de la Serghei, care l-a furat din bai. El nu știe. Ai, Serghei, știi cum îți cânt până la Târgoviște? Știu de... Știi că cântam, unde e Târgoviște? Acum da, știu unde e Târgoviște. Da, acum știi sunt, da?
fericită, bă! Gata!